Ion, să ne concentrăm puțin. Astea sunt de anul trecut, 2016, deci sunt cele mai proaspete cum ar veni. Da, da, da. Mâine le avem pe astea de azi. Da. Îmi cer mii de scuze, așa a scris, putem să citim? Da, și, da. Vorbim despre Ion. Pe Florica o ardea în Coceni. Îmi cer mii de scuze, așa scrie. Iar pe Ana pe după sobă. Bun băiat, deștept. Ion se aseamănă cu băieții care știe ce vor de la o femeie, nu iubire. Nu cred. Scrie asta? Ion se aseamănă cu băieții care știe ce vor de la o femeie, iată aici așa, da? Nu iubire. Bineînțeles, da, bravo. Deci pe Florica să reținem așa, în Coceni. Nu, dar, da, ok. Băi, da? Hai să mergem mai departe. Mergem mai departe. Verbele. Romanul Ion cuprinde 6 părți. Da. Corect, da? Adică 6 cărți. De unde și în 6 sa și în 6. Și a fost scris în 17 zile, semn că va sfârși grav Ion. Deci dacă el are 6 cărți în 17 zile, e nasol. Du-te mai departe. A fost omorât cu o furcă care o ținea toată la neîngraj. Da. Rebreanu are surse gârlă, de aceea a scris în 25 de ani. Nu a știut ce să aleagă. Deci el a avut subiecte uriașe. Lasă-mă să fiu în ton cu ce se întâmplă, da, azi. Rebreanu, nu uita, așteptăm și cartea. Asta ar fi mâine. Mâine ar scrie cel puțin unul. Da, da, da. Și eu n-avea tricou pe el. Hashtag rezist. Rezist. Ai mai găsit, mă, ceva? Da, da, zice. Cartea nu este promovată pe internet. Ăștia în fiecare an greșesc subiectele. A scris unul la bac, urmând ca lui să-i citească cineva. Da, ăștia greșesc subiectele. Zice așa, e profundă tema poeziei. Da, până aici poezie. E okay. Care nu-ți poți da seama de ea. Așa e de profundă. Poetul e ca visător și se stinge ușor, ușor în lume. Ăsta e bine și cu clar. Deci, unul care e profund, e visător, se stinge ușor, ușor, moare, toți moare. Da. Eu nu utilizez internetul pentru cărți. Eu vorbesc cu prietenii pe Facebook, stau la chat cu ei, îmi caut prieteni noi, mă dau câte un like din când în când să văd câte un scriitor care postează ceva pe perete. Dacă e șmecher, dau și share. Ia vezi, mă, Rebreanu, ai oficială pagină de asta, da, bă, ai cu bifă de bă, dacă scrii bine, îți dau și share, bă. Așa. Ștefan Iurghidiu este frustrat. Nu se poate să iubești o... pe... aia vroiam bani, mai ales că a dat de ăla de la Odobești. Ce prostă, mă, după fundul femeii, semnul întrebării. Băi, oamenii, de vezi, mă, la 18 ani ce gândire au. Da, mă, adică, da, cumva judecă pe ăla, știi? Da. În opinia mea, Romanul Moromeții, asta da, este cea mai scurtă, are un jumătate. În opinia mea, Romanul Moromeții are la bază tema iubirii dintre Ștefan și ela. Ați mai auzit de Moromeții? Ai, mă, ce noi, băi, ești nebun, cum să n-auzim de Moromeții? Are la bază tema iubirii dintre Ștefan. Să mergem la niște chestii de pe net. Astea au fost de anul trecut, așteptăm cele de anul. Atenție, la română e simulare. La simulare puteți scrie mai multe prostii decât la BAC, e da, important. Că la simulare contează și nu contează. Da. Să știe și copiii. Da. Aș vrea